Orașul Anene Noi a găzduit un super meci de rugby, amicalul internațional între Naționala Republicii Moldova cu jucători de până la 18 ani și Naționala Similară a Georgiei, campioana europeană din acest an. Pentru prima oară în Moldova a venit o echipă reprezentativă a Georgiei, țară care este calificată la Cupa Mondială de Rugby 2011 din Noua Zeelandă. A fost o partidă în totalitate controlată de oaspeți care au câștigat cu 80-3. Totuși un meci de la care poți învăța multe. Experiență de meci în primul rând, pentru că cu un adversar puternic poți să te înveți multe lucruri, mai ales de la așa echipă ca Georgia. O gândire mai bună și un meci mai constructiv. Ne-am dat seama cât de frumos poate să pornească un meci de rugby. Echipa e tânără, de perspectivă. Au nevoie însă de mai multe meciuri pentru a acumula experiență. Este o echipă bună. Am câștigat deoarece avem o experiență mai mare. Am tras o lecție, spun eu, bună, pentru că am văzut încă o dată în plus că trebuie, avem de muncit, avem de crescut copii, avem de crescut juniori, să punem baza, temelia bună a rugbyului moldovenesc. Naționala Moldovei de rugby de până la 18 ani poate avea mari performanțe, însă are nevoie de cât mai multe meciuri internaționale. Un prim pas va fi Cupa Europei din acest an, care se va desfășura în Franța.